Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo! Astăzi pregătim tort Ferrero Rocher, un tort delicios cu ciocolată, Nutella, alune de pădure și foaie de napolitană sfărâmată. Pentru blatul acestui tort avem nevoie de 5 ouă, 180 de grame de făină, 100 de grame de alune de pădure mărunțite, 180 de grame de zahăr tos, 40 de grame de cacao, 100 ml ulei, 180 ml lapte, o linguriță esență de vanilie, o linguriță de praf de copt și un praf de sare. Începem cu ouăle, pe care le batem cu un praf de sare. După care adăugăm zahărul tos și amestecăm. Uleiul, laptele, esența de vanilie, amestecăm totul. Acum urmează să adăugăm cernute făina, cacaoa și praful de copt. Amestecăm și ne asigurăm că nu vom avea cocoloașe. Puteți face asta cu ajutorul unui tel. Acum adăugăm alunele de pădure mărunțite. Compoziția pentru blat este pregătită și avem nevoie de o tavă rotundă cu diametrul de 23 de cm, tavă care este tapetată cu hârtie de copt. Punem compoziția și băgăm tava în cuptorul preîncins la 160 de grade pentru 35-40 de minute sau până când trece testul cu scobitoarea. Iar în acest timp ne ocupăm de cremă, pentru care avem nevoie de 250 de grame de unt la temperatura camerei, 200 de grame de ciocolată amăruie, 280 de grame de Nutella și o jumătate de foaie de napolitană sfărâmată. Și pentru decor vom folosi alune de pădure tăiate grosier. Începem cu ciocolata, pe care o vom băga în cuptorul cu microunde pentru un minut, după care scoatem bolul și amestecăm. Lăsăm ciocolata topită să se răcească, între timp scoatem blatul de la cuptor, îndepărtăm inelul tăvii și lăsăm blatul să se răcească. După care tăiem căpăcelul blatului pentru a-l nivela. Și îl tăiem pe din trei. Eu nu voi însiropa blatul, dar puteți să o faceți dacă doriți și puteți folosi un sirop din apă, zahăr și o esență la alegere. Am pregătit blatul pentru asamblare și mixăm untul pentru a termina crema. Adăugăm Nutella și mixăm până când obținem o compoziție omogenă. Și acum adăugăm treptat ciocolata topită. Aceasta trebuie să fie rece în momentul adăugării. Oprim mixerul și punem deoparte 3 linguri de cremă, cremă pe care o vom folosi la decor.
iar în cea rămasă adăugăm foaia de napolitană mărunțită. Acum că avem crema, trecem la asamblare. Punem cremă pe blatul bază și o întindem pe toată suprafața. Acoperim cu cel de-al doilea blat. Venim cu un alt strat de cremă. Și acoperim cu blatul capac. Îmbrăcăm tortul cu crema rămasă. După care tapetăm marginile cu alune de pădure. Ele sunt tăiate grosier, dar puteți să le mărunțiți . Am pus cele 3 linguri de cremă într-un cornet cu dui stelat și trecem la ornarea tortului. Folosim și bomboane Ferrero Rocher. Iar în centru punem alune de pădure. Am terminat de decorat tortul, așa arată el. Acum îl vom pune la frigider pentru o oră, după care se poate tăia și servi. Acest tort impresionează prin design, dar și prin gust. Dacă vă plac bomboanele Ferrero Rocher, o să vă placă cu siguranță și acest tort. Aștept părerile și sugestiile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați să dați like acestui video dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu următoarele rețete. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!